Pe finalul sezonului de strâns roada, unii viticultori se arată nemulțumiți de prețul mic al strugurilor și acuză guvernanții că îi văd pe țărani și agricultori doar în campaniile electorale, când au nevoie de votul lor. 3 lei, o mușește, o cureță, o lege, o sepe, o prășește, o cultivez și am cu 3 lei, ia uite, azi cu 3, o ieși cineva. Deși nu vin unul ca din parlament, din casa guvernului, lucrurile bine. Le mărește, zar plăți și nu vii să vadă cum șede săraca lume pe marginea drumului. De ce nu vin? Câți cumpărători? Uitați-vă că nu-i nișunul. Ieri nu a fost mai nimic. Ieri nimeni nu a fost. Șept cu șept ești cele două zile. Și asta e muncă. Statul are grijă de noi. Așa să socotim. Ei socot ceva acolo. De țărani ăștia, dar vezi cum îmblă din poartă în poartă să-i votăm, din casă în casă. Alți agricultori însă se declară mulțumiți de situația din viticultură din acest an și spun că au reușit deja să își comercializeze o bună parte din roadă. Da, chiar sunt mulțumit într-un fel, știți, stăți să nu-ți de acord, că bre, uite, asta e, dar când crești, viajezi, te gândești, băi, dar ce-ați fac eu cu poama asta, la toamnă, legume, așa, eu cresc, ce-ați fac? Eu știu unde, că merg acolo, știi, ca să realizez asta, asta se realizez în partea asta, antă, nu cu pretianțe, că nu știu și nu știu cum. Ca în fiecare an, viticultorii își comercializează roada la piețele agroalimentare din Chișinău, la târgurile temporare improvizate în zonele în care locuiesc, la vinării, la punctele de colectare pentru export, dar și prin intermediul rețelelor de socializare. Așa tine s-au dus și am rămas noi. Și n-avem cu ioda. Ia că așa de pe marginea drumului și de 50 kg de masă. De asta am întâlnit și atâta nu merge. Eu mă rog de frații noștri români, chiar că a venit și noi edișa și o duc la dinși. E că ieri a fost alaltă, e zilele astea tot, o cară ei, când are și ne-o luat. E urâtă treaba la. Băi, spui doamna Maia mâna pe oameni și să aducă țara la ordine normal, nu stăm să plângem aici. Mai mulți agricultori pe care i-am întâlnit la piața improvizată pe marginea traseului Chișinău-Bălți, în dreptul satului Rădeni din raionul Călăraș, spun că în acest an roada de struguri este una bogată, dar prețul este mai mic decât anul trecut. Oameni, odem noi cu modem, suntem mulțumiți, dar odem altceva, n-avem încotro. Asta nu șede planul să o pui în pot, ca canuca. Trebuie să vedem cât iese. Ați reușit să vindeți ceva foama? Uleacă. Astăzi nu. Ieri nici atâta n-am vândut. Foama avem noi și încă pe deal, dar cumpărători mai puțin de tot. Avem într-o zi, n-am dat nici ieri. Azi am încercat iarăși. Știm și așteptăm. Lucrul e mult, dar vă spun că prețul e cam mic. Față de 2 ani în urmă, 2 ani în urmă se dădea cu 9, cu 7, să o vinde, dar acum anul ăsta e rău de tot. Vin de la nord, vin, mai fost niște mașini, niște furi de astea, cum mai zic. Și-o mai luat ea ca lumea, mulțumit la cei care s-au dat cu 6, s-au dat cu 5, s-au dat cu 4, 50. Au mai scăzut prețul. Avem mult și nu avem cu ea, ca vine frigul. Constantin Tihon din satul Rădeni îngrijește un hectar de viță de vie. În acest an spune că a vândut circa 8 tone de struguri. Se declară mulțumit și își îndeamnă consătenii să fie corecți și să nu-l supere pe Dumnezeu cu nemulțumirile lor. Noi, de exemplu, vă zic cineva că noi am dat 20 de tierori de poamă de la noi să fim încărcat. Nu v-ați zis nimeni? Nu. Ia că vedeți cum nu-i corectitatea. Ia că s-au încărcat peste 20 de tiruri, numai din săciorul ăsta, că nu mai este așa de mare. Și am ăștia care au mai rămas în urmă cu lucru, s-au gândit că pe urma și nu știu ce așa. Am și facem cu poama când vine înghețul. Dar lumea care a vrut o dată hectare de viu, a avut și o realizat poama și, mă rog, nu mai este un preț chiar așa, că la tir s-o dat cu 6 lei, cu 50 la tiruri, o colectat-o lumea. O colectat-o cu 6, cu 50, am văzut vin de 4, 350, 3 lei, cum te înțelegi cum a venit omul? Poți o da, o dau, nu vrei, nu o dau, acasă la cad. Super Dumnezeu pe noi oameni buni, hai să știm, au vândut la tirul cu gramul, când de-am rămas o leg pe și faci, de-am încep cu probă, că nu știu și, că nu știu și de jenă, nu știu ce să fac, hai să știm, o leac șoarele pe pământ. Când crești vie, te gândești, ce să fac, băi, cu via asta? Eu știu concret, că eu, ia ca să mărci, să dau la tir atâta, dincolo așa atâta, mai am niște comenzi dincolo, trebuie, sunt ei, să lucrează cu capul, nu se lucrează cu vie, ei și aici chiar plângi, of, nu știu ce să facem.
nu e corect, spune lumea, dar de vă zic, deși nu a zis nimic, ia uitați, noi am dat peste 20 de tiruri și oficial și sunt încărcat așa, dar în toată zoia că așa, am us mai puțin cumpărător, că de-am lumea cam s-au aprovizionat pe iarnă cu foamă, pe iarnă pentru vinul de iarnă, sunt mai puțin cumpărător, dar până am iară ca la piață aici. Pe viticultorul Andrean Guzun l-am întâlnit în vie, culegând struguri împreună cu soția sa și doi muncitori. Strugurii de lidie, frumos aranjați în lădițe, urmează să fie exportați. Proprietarul viei spune că acest lot va fi vândut la prețul de 3 lei pentru un kilogram, dar că zilele anterioare a vândut struguri și cu 5-6 lei pentru un kilogram. Avem în jur la 12 hectare de viță de vie, cultivăm lidia, izabela, cultivăm soiurile europene, risling, țașla, alicotie, Moldova. În anul ăsta, zicem așa, să ne bucurăm că este roadă, în e un an foarte bun. E o problemă că în legătură că e surplus de roadă, prețurile s-au mai scăzut. Și motivul este clar că este roadă în belșug. Complicații au fost, sunt tot timpul, dar ne stăruim de pildă să le trecem, să o realizăm, să o vindem și la piața din oraș, să o ducem, să o vindem și pe loc, avem a noștri clienți care vin și cumpără. Vin și mai puțin mașinile care exportau anii trecuți, dar sper eu până la sfârșitul sezonului a să trecem cu succes și a să ne descurcăm în situații ca să o punem la cale. Acționând după principiul ce fac eu pentru țară și nu ce face țara pentru noi, Andrean Guzun spune că a reabilitat 2,5 hectare de viță de vie rămasă cândva pârloagă. O parte din podgorie este proprietatea sa, iar o parte este luată în grijă la rugămintea vecinilor și altor săteni. Ne stăruim ca să ne înțelim și acasă, deci nu stăm cu mâna întinsă, mai sunt alții că la nivel de țară, că și ne-au făcut așala sau și ne-au dat așala, dar să dă întrebare ce ai făcut tu ca de urma ta să rămâi ceva și cineva de pe să mai folosească de serviciile tale ca să aibă acolo un bucățic de pâine, un impozit și plătit sau altceva. Dar majoritatea gândesc în felul ăsta că ei așteaptă ca cineva de pildă să le aduc, să le dă la port. Eu nu șer la stat, nici eu ar trebui de o pildă măcar să nu mă închedeși. Viticultorul consideră că în următorii ani nu lipsa pieței de desfaceri va fi principala problemă, ci insuficiența forței de muncă. E problema că dacă se continuă în felul ăsta, anul următor este riscul ca eu, de pildă, din ce și am, să mai lazi atât că fizic eu o pot crește până aici, până în roadă. Dacă îmi vine timpul de strâns roada, timp de o lună, jumate, o lună, nu sunt forță de muncă. Nu, pur și simplu nu sunt. E complicat situația. N-ai cu cine lucra. O să vină vremea odată, de grabă, 50 ani, când îți cauți un om care poate scurăță la vie și n-ai să-l poți găsi, de atât că el, generația tânără, nu prea au interes în viață. Iacă care e situația. Și a să fie o problemă. Să trecem de la vinificație, de la vie, cât la altceva pe viitor. Expertul în politici economice, Viorel Chivriga, consideră că viticultorii ar trebui să se adapteze cererii de pe piața strugurilor. Dacă au soiuri de masă, ele trebuie să fie în cererile de ofertă pe piața internă și dacă sunt mai mari, piețele externe. Dacă vorbim de soiurile tehnice, ele trebuie să fie utilizate pentru a produce vin bun, care este procurat și care este solicitat pe piață. Dacă nu, atunci trebuie să schimbi domeniul de activitate. Aici nu poate fi vorba anume de niște politici cu uz sau cu iz social. Aici e vorba de activitate economică. Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare spun că prețul strugurilor diferă de la an la an și este influențat de mai mulți factori, unii dintre ei externi. Într-un an poate fi cerere foarte mare la vinurile din Republica Moldova, da? La anumiți struguri, da? Corespunzător procesatorii achiziționează struguri la prețuri, anul trecut a fost 5-10, au fost struguri cu 8 lei, deci depinde an de an. Deci procesatorii, companiile vinicole care exportă în marea lor majoritate vinuri atât în vrac cât și îmbuteliate, au contracte de lungă durată cu rețele dintr-o țară sau alta. Sigur, anul acesta, având în vedere că avem situația din regiune care o avem,
Plus, având în vedere că exportul, urmarea perioadei COVID, urmarea a războiului din Ucraina, cât de cât a fost mai mic, deci avem și stocuri foarte mari în cisternele de la companiile vitivinicole. Deci cererea pentru struguri tehnice este mai mică. Oficialul are câteva recomandări pentru viticultori. Fiind înregistrat în registrul viei și vinului, tu deja ești legal, procesatorul vede că tu ești, vede ce struguri ai, te telefonează, poate stabili relații contractuale cu tine și la anul tu deja ești bine, mersi, știi că ai stabilit sau încheiat contract cu producătorul cutare. Și doi, desigur, asocierea. Fiind asociat, tu ești mult mai puternic. Tu dictezi prețul, tu ai forță de negociere puternică. Acești mici viticultori, din păcate, nu sunt asociați. Acești mici viticultori, nu toți, din păcate nu au înțeles că trebuie să aibă contracte de lungă durată cu o vinărie, dar eu vreau să vă zic că vizitând în ultimele 4 săptămâni 12 companii vinicole, am întâlnit companii care nu au niciun hectar de viță de vie, dar iau contracte de lungă durată cu viticultori despre care vorbesc dumneavoastră. Și ei știu că pe viitor o să cumpere Cabernet Sauvignon de la viticultorul dat. Ei monitorizează tot procesul, câte stropituri se fac, cum se stropește, calitatea strugurilor. Și atât viticultorul cât și procesatorul are siguranța că el are struguri de calitate de la Cutărescu, având aceste contracte. Da, anul acesta vă zic, este supraofertă de struguri, stocurile sunt mari. Prețul corespunzător s-a dus în jos. Dar la anul poate fi invers. La anul pot fi vânzări într-atât de mari ca să câștige mai mult viticultorul. În ciuda dificultăților întâmpinate de crescătorii de viță de vie și de vinificatori, Andrean Digolean afirmă că industria vitivinicolă din țara noastră merge pe un drum bun. Export este, vinurile au devenit tot mai populare și eu aș spune că 2013-2023 sunt 10 ani revoluționari pentru sectorul vitivinicol al țării. Am obținut 6.000 de medalii. 6.000 de medalii, dintre care 50% din aceste medalii sunt medalii de aur. Și am participat la cele mai notorii și cunoscute concursuri internaționale. Sectorul vitivinicol este un exemplu bun de urmat pentru celelalte sectoare. Noi avem vița de vie, recoltăm struguri, după care procesăm, producem vinul, îl îmbuteliem și avem sticla, avem produs finit. Acel produs cu valoare adăugată înaltă, care îți permite și să ai un câștig bun, dar și să te mândrești cu produsul tău, că e pe raftul unui supermarket din Franța, din Italia, din România. Și acum, fiind candidați din 2022 în Uniunea Europeană, deci noi avem șanse încă mai mari ca să sporim și să mărim exportul pe piața Uniunii Europene.